canotor, am fost selecționată de antrenoarea Mariana Maliș și așa am ajuns la Orșova, unde am început canotajul. Nu prea știam despre ce este vorba, pentru că, în comparație cu acum, nu era un sport foarte mediatizat. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a vâsli pe apă, cred că asta m-a atras foarte mult și a concura, de a concura cu ceilalți colegi. Este un sport dur, cred că, pentru fete, mă gândesc, dar este un sport foarte frumos. Te ajută să te depășești atât fizic cât și psihic, dar este un sport dur. Sunt momente din acestea în care îți vine să pleci și să nu te mai întorci, dar cred că dorința asta de a face ceva și a deveni cel mai bun în ceea ce faci, cred că s-a văzut și da, am rămas aici. Eram mici, doamna Elisabeta Lipă, care venea și ne mai vizita din când în când, era ca și un erou pentru noi. Treptat am cunoscut și colegele ei de barcă, Doina Ignat, Susanu și multe altele. Și din afară sunt foarte multe canotoare foarte bune, dar cred că doamna Elisabeta Lipă rămâne modelul nostru. Performanța a apărut destul de târziu, n-am avut un început prea bun, n-am obținut nicio medalie la juniori, destul de târziu, cred că la tineret, în al doilea an am reușit să ies campioană mondială și apoi lucrurile cumva s-au legat și au venit de la sine. Cu domnul Mircea Roman, da, am prins barcă și am fost în bărcile pentru competiții. De orice competiție. Acum, uitându-mă în urmă, fiind foarte mică, cred că nici nu mi-am dat seama de fapt ce înseamnă Jocurile Olimpice. La Rio a fost foarte frumos, pentru că cursele au ieșit foarte bune, cel puțin în barca de 8 au ieșit foarte bune, în 2 fără nu a ieșit atât de bine cum ne-am dorit, dar pe rasablu a fost o competiție foarte bună pentru noi. A fost un stres foarte mare pentru mine, pentru că am concurat în 2 probe atunci, dar zic eu că m-am descurcat destul de bine pentru vârsta care am avut-o și pentru competiția de asemenea nivel. Cea mai frumoasă amintire legată de canotaj este obținerea medaliei la Jocurile Olimpice de la Rio. Momentan nu cred că a egalat-o nouă. Pe podiumul olimpic, după ce am obținut medalia de bronz, eram foarte fericită și m-am gândit dacă pentru bronz simțeam atâta bucurie și atâta împlinire, mă gândeam pentru un aur olimpic, chiar și pentru un argint sau obținut împreună cu sora mea, mă gândeam oare ce aș putea trăi în momentele alea. În 2019, împreună cu sora mea, Amalia, am reușit să concurăm la multe competiții în aceleași bărci. Când îmi este greu în cantonament, cel mai des, bineînțeles, cu Amalia, cu sora mea, mă sfătuiesc, pentru că trăind în același mediu, reușim să ne dăm sfaturile cele mai bune și cu părinții, bineînțeles. Îmi place foarte mult ceea ce fac și fac cu pasiune. Chiar ieri vorbeam cu o colegă mai mică, cu Marie, din barca de 4 vâsle și îi spuneam să aibă răbdare că dacă îți place mult ceea ce faci, la un moment dat o să vină și rezultatele. Fiecare probă are frumusețea ei. Îmi place și proba de 4 rame, îmi place și proba de 8. Mi-a plăcut și mult proba de 2 fără când am concurat. În acest moment cred că sunt cea mai în vârstă dintre fete din acest lot. Urmează îndeaproape și Ioana Brânceanu. Și cam de acolo urmează Ionela Cosmiuc și ea. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit canotajul. Cred că există o balanță între ce am primit și ce am dat. Exact cum știm că în fiecare sport există sacrificiu, cred că asta s-a văzut și în canotaj. Adică cred că am primit fix cât am dat. Am
multe medalii foarte dragi. Prima medalie în doi fără cu Laura Oprea la Europene, primul meu aur. Și, bineînțeles, medalia de la Jocuri din 2016, primul aur obținut în barca de op la mondiale. Cred că primele sunt cele mai... rămân acolo. Visul meu este de a obține o medalie olimpică împreună cu Amalia, sora mea, într-o barcă, în momentul de față. Lucrând destul de mult pe programul domnul Roman, câțiva ani mi-a fost destul de greu să mă acomodez pe programul lui Antonio, dar după 2-3 ani am reușit să mă pliez și pe programul lui. Cred că a adus un plus pentru că ne-a schimbat puțin mentalitatea de gândire. Suntem mult mai relaxați acum în antrenament și luăm totul, nu ca pe o joacă, dar exact așa cum vine. La Tokyo a fost o ediție mult așteptată, după 5 ani de zile toată lumea a fost foarte pregătită. Nu a ieșit finala cum ne-am dorit, bineînțeles, am reușit să scoatem un record. Ne dorim ca anul acesta să iasă în cât mai multe probe rezultatele pe care ne-am reușit să le obținem la Tokyo. Medaliile obținute în anul precedent, atât la europene cât și la mondiale, cred că ne dau curaj și ne responsabilizează să obținem și anul acesta astfel rezultate frumoase. A reprezentat țara la Jocuri este o mândrie și o împlinire pe care nu știu dacă am cum să o descriu în cuvinte. Sunt foarte emoționat atunci când reușim să obținem cel mai frumos rezultat, aurul, și să ne cânte imnul pe podium. Vizualizez în general competițiile, îmi place mult să mă gândesc dinainte cum va fi și ce va fi. Presimt că ediția asta va fi ediția noastră a tuturor. Îmi doresc foarte mult să obținem anul ăsta și primul aur olimpic.